Efectele secetei se vor cunoaște la prețul cărnii și al produselor lactate, care vor crește în această iarnă. Sunt anumite familii care nu au animale și pentru eliberarea terenului strângem de la ceilalți, că strângem noi astea două, trei capete de vită care le avem, pentru gospodăria personală. Nu doar carnea de porc se va scumpi în perioada dinaintea sărbătorilor, ci urmează creșteri de preț și la carnea de vită, oaie și capră. Depinde cum e piața, doamnă, asta este ce să... Dacă... Cum să vinde piața, așa vindem și noi. Nu ieșim din prețul pieței. Deocamdată nu se știu procentele cu care se vor scumpi aceste alimente, dar creșterile de prețuri au mai multe cauze, nu doar cele legate de secetă. Chiar și cursul euro influențează aceste prețuri. Producțiile scăzute la materiile prime de bază pentru producerea de furaje, deci cereale datorită secetei, acestea s-au scumpit. Altă cauză ar fi creșterea prețului la energie, gaz și carburant. În condițiile în care se anunță o iarnă grea și micii producători nu au cu ce să-și hrănească animalele, aceștia sunt deciși să le vândă.